câțiva copii zgribuliți în port popular, cu flori, pâine și sare, presa locală, membrii noii formațiuni politice, Partidul Mișcarea Populară, în frunte cu deputatul Marin Anton, așteptau astăzi pe scările unui hotel din oraș sosirea conducerii centrale de la București. Un alt nou venit în partid, Ionel Dinu, împărțea zâmbete victorioase, parcă, celor prezenți. Primii sosiți au fost Daniel Funeriu și Florin Popescu. Cu o întârziere de 20 de minute a sosit și Elena Udrea, cu un zâmbet larg, hotărâtă parcă să cucerească și să convingă pe toată lumea. Și cum cea mai importantă persoană a sosit, au început discursurile de campanie electorală, prin care cei de la prezidiu au spus ce țeluri nobile au, dar și ce rea este coaliția de la guvernare. Pe la jumătatea evenimentului, căci nimeni nu a insistat să îl aștepte, a ajuns și Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară. Toată asistența a fost curioasă ce primari apropiați lui Marin Anton vor fi prezenți la întâlnire. De așteptat sau nu, la eveniment au fost primarii din comunele Buturugeni, Bolintin, Comana, Ghimpați, Daia și Florești Stoienești. Cum văd socialdemocrații Mișcarea Populară? Doresc să-mi exprim mulțumirea că s-au înființat târziu pentru că nu au timp să-și revină cel puțin la aceste alegeri europarlamentare. Partidul Mișcarea Populară a fost înființat în urmă cu 2 luni, la inițiativa președintelui Traian Băsescu.